Salutare tuturor, aici este BoboSpider și bine ați revenit la un nou video cu Call of Duty Black Ops 3. Da, astăzi o să încercăm tot la fel cu Battery, o să jucăm tot la fel pe Domination, pentru că na, Domination e pentru modurile mele favorite, nu știu de ce îmi place mie chiar așa de mult. Și pe Plants vs Zombies prefer tot același gen de mod, doar că Gardens in Graveyard e puțin mai diferit, dar e un Domination, dar nu e un Domination, e așa și așa. Wow, God, urechile mele. Dar, cum se cheamă? Modul ăsta cu puncte, dau de obicei ceva mai multe puncte mereu, dar bine, nu se aplică și la Plants vs Zombies, decât, na, Domination din Plants vs Zombies e mai, mult mai slăbus din punct de vedere al punctelor. Oh, God. Poate nici nu-mi dau seama de unde vin toți. Oh. Suntem încă la Prestige level, ok. Dacă n-am mai jucat de ceva timp și sunt poate puțin cam... Cam scârțit. Mamă, ce mi-a dat ăla. Mie chiar am dat eu concussion. Ok. Oh, shit, deja? Deja să termină runda? Ce pana mea. Stai, ficior. Stai în două. Am, mă, serios, i-am tras de două ori în cap și n-am murit. Senzațional. Mamă, și nu facem noi niciun kill. Ba da, de fapt am făcut assist-uri, dar nu facem kill. Ok, da. Hai cu kill-ul. Mamă, urăsc harta asta din toată inima. Deci așa de enervantă. Never mind. Oh, am ștenat match-ul total. S-a încățat să jucăm un match complet după asta. Nu e prea plăcut când intri pe la jumatea match-ului. Bă, mai ales când intri la sfârșitul match-ului. Și la jumatea match-ului, sfârșitul match-ului ăsta. Bine, mă. Ok. I didn't join up for this. Get your shit together. Oh my God. Mamă, uite-te cum arată ăsta aici cu capul. Full golden. Se parcă e Dani Mocanu în viitor. Deci uite puțin el cât de golden e. Mamă, deci ce level are băiatul, să-ți dai seama. Vai. Vai, bă, da, totuși, că am și eu, că-mi dă și mie oameni de ăștia mai puțin dotați, dar uite că nu-ți dă. Jocul ăsta îi place să-ți dea oameni super dotați. Și nu vă gândiți la prostie, că îmi pin oameni super dotați, mă refer la oameni dotați ca și level și chestii. Cât de crypto chiar am de sens, îmi poate deschide. Hai să facem un case opening. Nașpa. Cred că trebuie să țin mai mult pentru crypto key-uri de alealte. Te țin pentru vreo 30 de ale mai degrabă decât să le consum pe alea simple. Nu știu de ce. Ok, hai să ne uităm puțin la clasă. Clasa asta e bună. Asta e încă în facere. Asta e în facere. Asta habar n-am ce cu ea. De ce e? De shotgun. Assault rifle. Facem și o clasă cu KM-ul. Cu attachment. Pa-pam, 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 pa-pam. Atât. Punem un optic pe el. Scoatem-o de asta. Și e perfect. E perfect. Am încercat să fac o clasă pe care mi-a sugerat-o cineva odată, dar nu știu, nu era foarte practică. Nu știu de ce, adică nu aveam nicio grenadă deloc, nu aveam nimica. Era sub genul care mai arunc la nimereală și face kill-uri cu grenada. Dar asta e, nu poți să zici că nu am încercat. Nu poți să zici că nu am încercat chestia asta. Și go. Let's go. Domination. Perfect. Ok, să luăm punctul din dreapta. Ready to bring the smoke. Bringing the big guns. Nice. Ia uzu. 4, 3, 2, 1. Băiei! Nici m-am uitat ce oameni am, ce level am în echipă.
Oh my gosh, de ce stai mai puțin decât ei? Team balancing. I love it. Îmi place cum este foarte balansată echipa. A, mă, liniștit. Au, mă, doar eram sigur că o să vină un... Deci era puțin ca maiurea să nu vină cineva pe partea aia de acolo. Ok. Ok, am fugit prea mult și nu mi-am dat seama. Vai, ce m-am speriat. Am, pleacă de aici. Serios. Ah, am ratat. Și n-aveam sprint și ca ai să bag turbo de ăla. Slide. Mamă, cât de prost am putut să trag. Cred că o să schimb pe KM după asta. Cred că astăzi nu este ziua de bărșaturi. Nu știu de ce. Frate, în ce se iau punctul și nu mă ia. Ok, dăm KM-ul. Îți dăm cu KM-ul dacă facem ceva. Hai, mă. Frate, încerc să iau punctele, dar suntem... Ah, wow, era numai 1, 2 și 3. Wow. Wow, conectivitate, bro, serios. Serios. Serios, adică... Eram așa puțin, mă. Dar nu puteam să iau niciun punct, mă, pentru că nu eram în echipă. Ah, mă, serios. Ia, mă, slobozule. Boom. Stai puțin, dar el a căzut pe granada mea acum de nu a murit sau ce? Am o davă și nu. Davă și în perețul. Davă și în perețul. Pleacă. Ah, a venit pe partea asta altă, incredibil. Crezi că mai e ceva pe punctul A și am crezut că o să stea pe A, dar n-am stat pe A. Panaramele. Ah, hai mă, serios! Ha, mă, joystick-ul nu mai fi împuțit. Pa, mă, parcă e femeie pe perioada joystick-ul ăsta. Vrea și nu vrea. Serios, vrea și nu vrea. Hai că nu securizez B-ul ăsta toată ziua. Gata, m-a dat. Wow. Nu, armura mea! Am în serios să armura exact când eram pregătit să le dau. Că dacă vreau să fac ceva prestij pe caracterul ăsta, trebuie să fac kill-uri când sunt cu kinetic armor-ul pe mine. De-aia tot am kinetic armor-ul, că eu nu folosesc kinetic armor de obicei. Ok, ha, am un joystick-ul, Jesus Christ. Și-a vreau să-l schimb. Ah! Îmi place când vorbește și controlul, ar trebui să opresc chestia asta. Au zis cumva de două ori. Vedem, pe acolo vine ceva? Nu? E liber? Wow! Wow, cartea a luat. Naaa! Ah, nu am apucat să mă ascund. Ha, mă, te rog, ha, mă, te... A futu-s rasa, mătii, de controller. Ia de acolo. Ia, la Băsescu. Oh, e înăuntru. Hop, hop. Ha, mă, serios că luam.
Da, bă, dar așa de unbalanced a fost toată treaba, deci nu vă pot spune, adică, ficior, cum stă treaba asta, adică pe mine mă dai cu jumătate de echipă, pe fapt mă lași singur conta întregei echipe și abia acum îmi dai oameni care să pot lucra, adică uitați-vă, îmi pui mea, ținut 2 puncte ca niște eroi, nu știu ce să zic. Deci nu știu cum să vă zic, dar chestia asta mi se pare puțin aiurea. Bine, na, matchmaking-urile din jocuri niciodată n-au fost perfecte. Singurul matchmaking e ăla pe care ți-l faci tu, ăla e bun. Dar nu cred că există matchmaking bun vreodată într-un joc. Muiță. Nu e nimeni acolo. Sau e. Gata. Gata, lejer. Cerberus. Mamă, ce arată la acolo, frății? A, căcat de la nebunie. Aoleu, vin de alea? Au urăs rampurile alea. Mamă, urăs chestiile astea, sunt super nasoale. De serios? Stai că știu acum că sunt papagale acolo. Bro, încerc, nu e așa simplu. Pleacă. Bă, ești, mă! Locul e al meu. Păcat că nu mai e ca în Modern Warfare 2, când mureai, îți picau niște grenade, erau așa de fun. Hai cu kinetic armor-ul, boss. Wow, fix pe mine m-a dat incredibil. Ha, mă, merge o da. Așa, poate acum merge. Uite că acum merge, incredibil, mă. Senzațional. Bă, da, de ce ești nesimțit, controller, și nu vrei să mergi? Nu poți să sprintezi, senzațional. Mai dă-te... Ha, mă, controller, ce dracu! Na, mergem normal, deja mai fugim. Gata, rip sprint, băieți. Nu mai sprintăm în Call of Duty, mergem normal. Dă un sluboz de treabă. S-a gândit el să fie curvă și nu vrea să fie... Deci astăzi mi se pare cel mai nesimțit controller, nu știu de ce. N-a fost niciodată chiar așa nesimțit. Deny. Cock blocked. Stai, ușurel, băiețică, că... A, mă, du-te-n puii mei! Îi trag fix pe ușă, îl trage de 2 ori și mă moară. Nu. 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 Eu zic nu. Că pe aici ăla, inamicul. Nu, 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 hai mă. Mai ține mult borșul ăsta? Vai de capul meu, de jur că dau controlul ăsta de pereți. Serios, niciodată n-a făcut așa ceva, trebuie să țin de acum, trebuie să apăs ca animalul pe joystick ca să meargă. Stai că m-am poprit în aia. Rasa, mă, si de treabă. De unde vine? Oh, fuck. Bă, dar kinetic armor-ul ăsta nu e așa bombă. Mă gândeam că te ține, cum se cheamă? Oh, ăla e a mea.
Dacă te ține, cum se cheamă, sănătos și împotriva bombițelor și împotriva tot. Cred că am fost mințit. And off you go. A, mă, că te știu aici, mă, panorama. A, nu e aici. What the hell? Am fost mințit de radar. Oh, uite-i. Mamă, dar stai că ce loc retardat mi-am găsit. Mamă, de aici stau, campez, gata, va picioarele. Mamă, cât de nesimțit am putut să fiu acolo cu scampatul ăla meu. Mamă, dacă nici și cu Wraith nu câștigam atunci, nu știu ce să zic. A, deci hater sunt rampurile alea. Nu-i lăsăm, frate, să câștige deloc. Ne pișăm pe ei. O tragem înapoi. Niciun losing alpha sunt aici. Nici atât. Nu, Charlie, bă, o să câștige, las punctul. Stai că m-am blocat în ceva... Serios! Am câștigat! Oh, yes! Oh my god! Un punct diferență. Fuck yeah! Sunt grozav. Ăsta cu raid-ul lui ne-a cărat. Că altfel nu cred că făceam nimica. Mamă, avea și ceva și Talon și toate, și cu capul. Yeah. What? It's over? Already? Try it. Mamă, locul 5. 24-26. Dacă am stat pe toate punctele posibile aproape. Mamă, de diferență de 1000 de puncte între mine și câștigător. Deci cred că dacă mai făceam câteva chestii ajungeam și eu pe aproape. Dar da, oameni buni, cam asta e tot pentru video acesta cu Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, nu uitați să lăsați un like acolo, un coment cu părerea voastră despre video și un share pe toate rețelele de socializare. Aici a fost Bob și ne vedem data viitoare. Pa, pa!